Pacea Domnului! Salutul Domnului Isus pentru o lume obosită și suferindă a fost fericirile din Matei, capitolul 5. Salutul lui Dumnezeu pentru o lume obosită și suferindă. Este o istorie lungă de nefericire și osteneală. Și din cauza oboselii noastre, momentul de pe Muntele Fericirilor a fost un moment crucial pentru ceea ce a avut loc atunci. Vorbim despre fericire. Voi citi cu dumneavoastră primele două fericiri. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor, și apoi ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Am întrebat filozofia cei fericire. Începând cu Aristotel încoace, Aristotel îmi spunea, fericirea este sumum bonum, ceea ce înseamnă până la urmă suma tuturor lucrurilor bune sau suma binelui. Astfel încât oamenii au înțeles că cei fericiți sunt aceia cărora toate le merg bine. Așa au înțeles. Deși probabil că Aristotel vrea să spună printre altele că fericirea este cel mai mare bine, dar în același timp cuprindea și ideea că pentru a fi fericit trebuie să ai și celelalte lucruri care să meargă bine. Adică... Să ai o casă bună, să ai o mașină bună, să, soția să-ți fie sănătoasă, copiii să crească, afacerile să-ți meargă și când toate lucrurile astea și, bineînțeles, multe altele vor merge, atunci ce se întâmplă? Ești fericit, corect? Realitatea a demonstrat faptul că atunci când toate lucrurile astea îți merg bine, ajungi să fii... Da. Vă spuneam dumneavoastră o imagine care mi-a mi răsat, mi-a rămas în minte. Era un eseu al lui George Radu Chirovici, care povestea despre unul dintre colegele lui, care o viață întreagă a vrut să-și ia Mercedes pe vremea lui Ceaușescu, ceea ce nu se prea putea. Într-o zi s-a întâlnit cu ea la volanul lui Mercedes. Și stătea într-o parcare, geamul lăsat jos, el s-a apropiat de ea și a zis Hei, ce e? Parcă te văd tristă. Deci o viață întreagă a vrut să-mi iau merce deși acum l-am luat și... Și el făcea un comentariu, am vrut să-i spun, atunci ați un elicopter. Cam asta este viața, știți? Alergăm, la de toate, sau alergăm după toate lucrurile care vin de jur în prejur. Și lucrurile respective ne țin într-o goană, dar goana respectivă nu înseamnă că e fericire. Și în momentul în care le-am împlinit, ne oprim din goană, așteptăm să ne tragem sufletul, oftăm de câteva ori și descoperim că nu mai avem un cel. Și lipsa de cel, care până acum țel, ne-a alergat, ne face să ne simțim că nu mai avem rost. Cam așa se întâmplă cu cei care ajung la pensie. Își pierd rostul și deci dacă asta a fost rostul. Uh, plecăm în concedii și ne imaginăm că dacă vom sta pe o saltea puțin mai groasă sau de două ori mai groasă decât salteaua mea de acasă, puțin mai altfel decât am fost până acum, dacă voi avea mai mulți bani și așa mai departe, uh, voi fi mai bine. Și uit, uit, când salteaua respectivă așez același om neliniștit. Același om neliniștit, cu aceleași probleme care mă fac să alerg în continuu o viață întreagă. Crezând că salteaua mă va face fericit. În realitate uitând că nefericirea vine din faptul că suntem goi pe dinăuntru. Domnul Iisus Hristos, într-un dialog cu unul dintre cei din audiența lui îi spune la un moment dat în Marcu 10 cu 18 Fii atent! Nimeni nu este bun! Și spune asta oamenilor care erau acolo Nimeni nu este bun decât unul singur și anume Dumnezeu Vă rog să, vă rog să înțelegem lucrul ăsta Dacă chiar am crede că nimeni nu este bun, cum ne-am simțit? Dar nimeni. Noi venim la biserică să ni se spună, sunteți buni? Să fim mângâiați așa mai departe. Vom vorbi despre asta imediat. Dar dacă am înțelege că nimeni nu este bun, dacă am înțelege că noi este un mare gol în locul unde ar trebui să fie bunătate. Dacă l-am crede pe Sfântul Apostol Pavel, care în Roman 7 cu 18 spune nimic bun nu locuiește unde? În mine. Și Apostolul Pavel vorbește în primul rând despre sine. El nu vrea să arate cu degetul la nimeni în altă parte și nici nu vrea să îi facă pe alții să se simtă vinovați. Nu! El spune nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că cei drept am voința să fac binele, dar n-am puterea să îl fac. Wow! Ați observat cum se bucură oamenii? Vreau să vă întreb. Haideți, ajutați-mă. Ce înseamnă bucuria la nivel de societate? Mă ajutați? Cum se bucură societatea? Ajutați-mă, spuneți-mi. Muzică bună? Grătar? Mulțumesc, excelent. Asta vreau, ce mai ai? Poftim? Ca să fie clar că ești fericit și că este bine, trebuie neapărat să... Ce să se întâmple? Poftim? Mulțumesc! Râsul este expresia bucuriei. Deci, pe lângă grătar, pe lângă muzică bună și așa mai departe, trebuie să... Să râzi. Adică, și ca să râzi, trebuie să... Da. Să fie veselie. Am fost aseară, a fost o veselie, da? Și asta numesc oamenii ca fiind sumum bonum. Asta e fericirea, asta este suma binelui. Păi e suma binelui. Fiți atenți ce zice Eclesiastul. El este extraordinar. Eclesiastul 2, cu versetul 2. Am zis râsului. Puteți completa. Ești o nebunie. Să fie foarte limpede. Râsul care angajează exteriorul, dar care nu vine din interior, râsul este o reacție în care omul se neagă pe sine însuși. Să nu credeți că cei ce râd sunt și fericiți. Nu. Să nu credeți că izbucnirea aceasta somatică de descărcare înseamnă că într adevăr înăuntru e bine. În interior sunt toate lucrurile bune. Ba din potrivă se spune că în mijlocul veseliei inima este, poftiți, este tristă. Și că veselia poate să fie de foarte multe ori o mască. Din cauza asta, Eclesiastul 2 cu 2 în ultima parte spune că după ce am spus râsului că e o nebunie, am zis veseliei de ce te înșeli degeaba. Cu alte cuvinte, masca. Eclesiastul este acela care a trecut prin toate lucrurile astea. Eclesiastul a avut tot ceea ce noi vrem astăzi să avem. Absolut tot. Și în final ajunge la această, această concluzie. Ajunge la concluzia că râsul este un simptom al omului care se pierde pe sine, omului nebun. Asta nu înseamnă că eu vă spun dumneavoastră că nu mai aveți voie să râdeți. Nu. Facem trimitere la un anume fel de râs care ține de descărcarea somatică, de ceea ce este în exteriorul omului, nu de ceea ce este în interior. Pentru că vreau să amintesc textul care spune prea fericitul Dumnezeu prea fericitul Dumnezeu și vorbim despre o fericire care aparține lui Dumnezeu, vorbim despre o fericire care este intrinsecă a lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care întotdeauna are totul în sine și totul pentru toți. Vorbim de acest sumum bonum care vine de la Dumnezeu. Vorbind despre ideea asta de petrecere și veselie, FSN 5 cu 18, spune, nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Din potrivă, fiți plini de duh. Și vă rog să observați dumneavoastră cum Apostolul Pavel pune în contrast două influențe în viața unui om. Influența și prezența Duhului Sfânt, și cealaltă este prezența stimulantului chimic, care poate să fie drog și alcoolul este drog, poate să fie drogul minții, cum ar fi vorbele goale, bancurile și așa mai departe, toate care creează o reacție artificială în ființa omului. Vreau să vă întreb. Fericirea pe care dumneavoastră o aveți este autentică sau este un fals? Când vrem să fim fericiți, de unde ne procurăm fericirea? Unde alergăm? Această, a, această punere față în față a beției și a Duhului Sfânt arată clar că noi avem de ales la nivelul fericirii între a primi fericirea aceasta exterioară a lumii, pe care o avem pe oriunde, sau a căuta o altă fericire care vine din Duhul Sfânt și care este roada Duhului. Căci roada Duhului din potrivă este dragostea, a doua bucuria. Dar observați, observați, bucuria vine din afara noastră. Marea tragedie a ființei umane este golul lui din interior. Este momentul când descopere că el nu posedă bucuria, nu poate genera și nu se poate bucura de ea. Nu se poate bucura de bucurie. Asta este marea problemă, tragedia ființei noastre. Ne cultura în care trăim, eu știu, felul de viață în care suntem, ne promite și ne spune: Da, voi puteți aveți fericirea oricând. Uitați-vă la toate reclamele. Absolut la toate reclamele. Atât ați spune, întinde mâna și vei fi fericit când? Când ce? Vei fi fericit când vei avea o mașină? Nu. No. Vei fi fericit când vei avea un elicopter. Nu? Vei fi fericit. Vei fi fericit când te vei duce într-o vacanță. Unde n-ai mai fost până acum. Paradisul cu tare. Și ajungi în paradis și vă rog să-mi spuneți. Ați găsit? Unde ați găsit fericirea? Vei fi fericit în momentul în care vei avea pe masă un anume fel de mâncare sau un anume fel de băutură. Vei fi fericit. Toate acestea sunt promisiuni. Și dincolo de ele, auzi o voce care spune. Vei fi fericit când vei fi plin de Duhul Sfânt. Care dintre ele e credibilă pentru tine? Mai mult decât atât, vreau să vă întreb, după care alergăm, că s-ar putea să fie credibilă și să nu o urmărim, să nu o dorim, să nu luptăm pentru ea. Din cauza aceasta, lanțul de fericire despre care vorbim, acest salut al Domnului Isus Hristos pentru o menire obosită și suferindă, salutul Domnului Isus Hristos începe cu anunțarea trimiterii Duhului Sfânt. Despre asta e vorba. Ferice de cei săraci în Duh. Așa, ca idee, în traducerile de limbă engleză se spune binecuvântați sunt cei săraci în duh. Termenul care apare aici în original este Macarios, care de obicei și mai bine este tradus ca în limba română. Ferice este mai aproape de termenul Macarios decât a fi binecuvântat. Ferice de cei săraci în duh. Acum, săraci în duh, există o paradigmă a gândirii atee care întotdeauna s a blocat Scriptura și a dat impresia că a fi sărac în duh înseamnă să fi sărac în minte. Nici măcar nu vreau să spun despre lucrul acesta pentru că din punct de vedere al Scripturii nici pe departe nu se face referire la așa ceva. Da? Termenul care este folosit aici este pneumati, care poate însemna spirit, vânt sau răsuflare. Nu poți să fii sărac în răsuflare cum nu poți să fii sărac în vânt. Poți să fii sărac doar într-un singur fel, spirit, și acest spirit este cu trimitere la Duhul Sfânt. Și pentru ca să înțelegem că despre asta este vorba, mai vreau să vă invit să deschideți în Luca al patrulea capitol, și acolo îl veți găsi pe Domnul Isus Hristos, cel care vorbește fericirile, cel care le spune. Spune la un moment dat în Nazaret, pentru prima dată când deschide cartea și citește, Citind din profetul Isaia, deci 4, Luca 4 cu 18, Duhul Domnului este peste mine, pentru că mă uns să vestesc săracilor ce? Evanghelia, vestea bună, mă trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc orbilor de război slobozenia, orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați, să vestesc un an de îndurare a Domnului. Cine face toate lucrurile astea? Poftiți? Cine face? Duhul Sfânt, Duhul Domnului este peste mine care mă uns să vestesc săracilor în Duh Evanghelia. Deci despre asta este vorba. Este vorba de o anume, de o anume nevoie care se naște într-un om și care datorită nevoii lui, datorită unui gând care îl face să să cutreieră lumea de la un capăt la altul pentru a-și împlini o anume nevoie pe care o are și pe care până la urmă nici măcar nu reușește să o definească foarte bine. Dar este căutătorul care nu se mulțumește nici cu cea mai scumpă mașină, nici cu cea mai scumpă casă, nici cu cei mai mulți bani în bancă. Nu se mulțumește cu nimic din toate astea și ca un mag. Ca un mag ca înțelepții de altă dată, care aveau de toate. Urmăresc altceva. Spune-mi, te rog, de ce, de ce umbli după stele? Asta e toată treaba. De ce umbli după stele? De ce te uiți la cer? Când toate reclamele sunt aici pe pământ, la nivel orizontal, tu de ce te înalți spre cel? Asta este problema. Cel ce își ridică ochii spre cer într-un gest de căutare pentru că el este sărac în, în ceva și nu găsește acest ceva pe niciunde. Și cuvântul lui Dumnezeu îndrăznește să spună sărac în Duhul Sfânt. Vedeți dumneavoastră, oamenii în general simt lucrul acesta sau poate că nu-l simt. Dar cel care, cei care îl simt nu își dau seama de ce anume lipsește. Le lipsește. Ei caută în stânga și în dreapta. Merg până la marginea Pământului, așa cum spuneam, scrie în Apos, în Amos. Voi trimite foamete după cuvântul meu, în așa fel încât vor merge de la o margine a Pământului până la alta și îl vor căuta. Și vine Domnul Isus Hristos și le spune: Voi știți ce căutați? Erau mulțimile acolo. Voi știți ce căutați? Și poate că uh, unii ar răspunde: Păi căutăm fericirea. Și Mântuitorul spune: Nu. Nu. Pentru că fericirea este consecința unui alt lucru mai de preț. Ce căutați voi este Duhul Sfânt. Adică a fost creat omul la început, a fost creat omul la început din țărâna pământului și din, din Dumnezeu. Și erau două naturi care se uneau acolo. Și omul întreg era natură divină, eu știu, pe suport material, dacă pot vorbi așa pe trupul acesta omenesc. Era Duhul Sfânt prezent în el alături de suflarea de viață pe care Dumnezeu i-o pusese în nări ca rezultat al transferului de viață de la Dumnezeu la om. Și apoi a venit păcatul. Și am asistat la cea mai mare rupere din istorie la cea mai mare și cea mai tragică sfâșiere. Și omul care avea natura divină și natura umană și-a pierdut divinul. Și-a rămas, și -a rămas pământul, țărâna, care, evident, era împuternicită în fiecare zi de suflarea aceea de viață care îl Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt La potop, Domnul Iisus Hristos a vorbit în același termen când a spus datorită faptului că gândurile omului se îndreaptă numai spre rău din cauza aceasta, Duhul meu cel Sfânt nu va mai lupta cu omul. Și iată că înainte paradisul este dat de pacea între Dumnezeu și om. De cele două naturi care sunt împreună, momentul acela a definit omul adevărat, omul suprem, superb. Pentru că ulterior, după păcat, să descoper că Duhul lui Dumnezeu se luptă împotriva omului și omul se luptă împotriva lui Dumnezeu. Sunt în două tabere separate. Și când cele două se luptă, nu vi se pare extraordinar salutul acesta al împărăției lui Dumnezeu. Ferice de cei săraci în Duh. Adică ferice de aceea cărora le este dor după Duhul Sfânt. Ferice de aceea care nu mai luptă împotriva Duhului Sfânt, ci ferice de aceea care cheamă Duhul Sfânt. Mulțumesc! Ferice de aceea cărora le este dor, care au nevoie, care flămânzesc după el și însetează după el. Ferice! O, oh, Doamne! E cazul să o luăm de la început, frații mei. E cazul să o luăm de la capăt. E cazul să începem cu Duhul Sfânt. Nu vă voi cere nimic altceva decât astăzi să încercăm să o luăm de la capăt, să încercăm să gustăm acest dor după Duhul Sfânt, să gustăm această nouă realitate a nevoilor noastre, căci nu avem nevoie de nimic din lumea aceasta. Dacă trebuie să comparăm cu Duhul Sfânt, nu avem nevoie de nimic. Că omul adevărat este omul în care Dumnezeu și. Eu mă întâlnesc într-o realitate și într-o legătură care readuce omul la existență. Că numai așa omul poate exista. În rest, poți să ai tot. Că nu vei avea nimic. Te rog frumos să descoperi lucrul ăsta mai devreme. Mai bine mai devreme decât prea târziu. ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Doamne, repet, fericirile încep cu anunțarea trimiterii Duhului Sfânt. Știți, Dumnezeu creează nevoia în noi. Acea nevoie după Duhul Sfânt este rezultatul lucrării Duhului Sfânt. E paradoxal, dar noi nu putem nici măcar simți nevoia aceea dacă Duhul Sfânt nu sensibilizează viața noastră. Suntem total, 100% dependenți de lucrarea Duhului Sfânt. Mântuitorul, repet, creează această nevoie. Uitați-vă la ucenici. Mântuitorul le spune, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Învățați-i, botezați -i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Duceți-vă! Și când să plece, Mântuitorul le spune, stați! Și din acestea două se naște nevoia. Mântuitorul care îi spune, duceți-vă și apoi stați. Se naște nevoia. Nevoia camerei de sus. Vă duceți aminte? I-a trimis în camera de sus și a spus, nu părăsiți camera de sus. Cât să stăm, Doamne? Stați acolo. De ce? Până, până veți simți Nevoia. Cât timp le-a luat ca să simtă cu adevărat nevoia după Duhul Sfânt? Zece zile. Zece zile în care s-au zbătut ca pești pe uscat. Unul lângă celălalt. Unul mărturisindu-și păcatele altuia. Unul dându-și seama că nu s-a înțeles cu celălalt până acum, că nu l-a suportat până acum și a adus aminte fiecare de păcatele, de data asta. De data asta în camera de sus nu și-au mai adus aminte de păcatele altora. Pentru prima dată în toată istoria lor. Și-au adus aminte de păcatele lor. Nimeni nu i-a spus lui Petru, l-ai trădat pe Iisus Hristos. Dar Petru le-a spus celorlalți, eu l-am trădat pe Iisus Hristos. Nimeni nu i-a spus lui Toma, necredinciosule. Dar Toma a fost acela care a spus, Doamne, nu poți să-mi mărești credința. Este așa de important lucrul ăsta. Nevoia trebuie să, nevoia trebuie să apară în sufletul meu și în sufletul tău. Este, este esențială pentru un creștin și pentru un om. Dacă vreți ca să fiți oameni întregi, lăsați ca nevoia asta după Duhul Sfânt, după Dumnezeu, să crească în sufletul dumneavoastră. Nu cumva să o opriți, că e posibil e posibil să ucidem această nevoie după Duhul Sfânt. Nu știu dacă v-ați pus problema cum este posibil lucrul acesta, dar este și mi-aduc aminte din memorie un gând în Hristos Lumina Lumii care spune așa Domnul Iisus nu rămâne acolo unde prezența sa nu este dorită, și lipsa sa nu este observată. Simplu. Așa se poate întâmpla să pierdem Duhul Sfânt în felul ăsta. Și au stat în camera de sus și au strigat ca să le dea Domnul Isus Hristos ceea ce le promise să vină Duhul Sfânt. Le mai dăduse Domnul Isus Hristos de câteva ori până acum Duhul Sfânt e adevărat? Când i-a trimis pe cei 10 le-a dat Duhul Sfânt. Când i-a trimis pe cei 70, le-a dat Duhul Sfânt. Când a fost la înălțarea sa, la marea trimitere, le-a dat Duhul Sfânt. Mereu și mereu le-a dat Duhul Sfânt. Ceiaa? aia? e ce aia? Păi dacă le-a dat Duhul Sfânt, acum de ce să flămânzească și să înseteze după Duhul Sfânt? Pentru că Simplu, așa este lucrarea Duhului Sfânt. Ea are la bază această realitate. Vreau mai mult din tine. Dacă n-ai Duhul Sfânt, nu vei avea nimic, nicio dorință, nici dorința să te rogi. Nici dorința să vii la adunare, nici dorința să-ți mărturisești păcatule, păcatele, nu vei avea nicio dorință de sensul acesta. Și nenorocirea cea mai mare este că te vei simți bine acolo unde ești. Și ți, ți se va umple viața și ți vei umple viața cu tot felul de alte lucruri. Cu bani, cu succes, cu faimă, cu tot ceea ce oferă lumea aceasta. Le vei avea pe toate asupra ta ca niște podoabe care te înzorzonează de sus până jos și vei fi plin pe din afară, nu vei avea nimic pe dinăuntru. Dar vei fi plin pe din afară. Și asta este, repet, tragedia că te vei mulțumi să stai acolo. Dacă ai în schimb Duhul Sfânt, Duhul Sfânt începe să pună în tine dor după mai mult din Isus Hristos. Dor după mai mult din Duhul Sfânt. Vei observa ziua în care nu te-ai rugat. Vei simți o durere ziua în ziua în care n-ai studiat din Cuvântul lui Dumnezeu. Vei simți remușcări de cuget pentru că nu ai simțit binele pe care cer, cerul ți-l dă și ai rămas cu gol din sufletul tău. Vei simți remușcări extraordinare. Vreau să vă întreb, e fericire sau e nefericire? Aici spune că e baza fericirii, această conlucrare cu Dumnezeu, este fundamentul fericirii ființei umane. Pentru că foamea asta după Dumnezeu va fi primul lucru pe care el va completa Isus Hristos. Primul lucru. Este la îndemână, este aproape de tine și de mine, este oricând la dispoziția ta. Fericirea nu e departe, e acolo. Și dacă vrei să fii fericit, cheamă Duhul Sfânt din ce în ce mai mult în viața ta. Auziți, textul biblic spune limpede și ne, se referă la noi. În 2 Corinteni, capitolul 1, cu versetul 22. 2 Corinteni 1, cu 22. Hristos, versetul 21 spune, cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a uns, este Dumnezeu. Și acum, cu referire la ungere, Hristos ne-a uns. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă ce anume? Arvuna Duhului. Ne-a pus în inimă Duhul Sfânt sub ce formă? De arvună. Ce înseamnă arvuna? Arvuna înseamnă primii bani pe care îi dai ca o garanție a faptului că va urma grosul plății. Deci am să plătesc o mie de dolari, arvuna înseamnă îți dau 100 și peste 5 zile îți voi da 900. Arvuna este partea mică care garantează grosul. Când Domnul, când Duhul Sfânt, când Domnul Isus Hristos ne a pecetluit cu arvuna Duhului Sfânt, ce promite? Plinătatea Duhului Sfânt. Noi avem acum arvuna, el ne promite plinătatea. Apoi în capitolul 5 cu 5, tot aici în 2 Corinteni, cel ce ne a făcut pentru aceasta este Dumnezeu care ne-a dat arvuna Duhului. Vă rog să observați că apostolul Pavel subliniază, repetă, nu este din greșeală făcută afirmația aceasta. Și ceea ce e extrem de important este Efeseni capitolul 1 cu 14. Efeseni 1 cu 14 zice așa: și voi, versetul 13, după ce ați auzit cuvântul adevărului și ați crezut în el, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre. Dragii mei, când Matei, capitolul 5, cu versetul 3, prima fericire spune Fericiți sunt cei săraci în Duh, căci a lor este împărăția cerurilor, Lucrul ăsta este exact ceea ce Sfântul Apostol Pavel spune aici, că Duhul Sfânt este o arvună a moștenirii. Și care este moștenirea? Împărăția cerurilor. Dragii mei, prezența Duhului Sfânt în viața mea și în viața ta aduce împărăția cerurilor acum în viața noastră. Noi putem să experimentăm toată frumusețea cerului de acum, din momentul acesta, Primind Duhul Sfânt în viața noastră. Nimic nu mă va face întreg în lumea asta decât prezența Duhului Sfânt. Împărăția cerurilor nu este altceva decât împărăția aceasta pe care o aduce Duhul Sfânt în mine și în tine, împreună cu El. Vă rog frumos, nu vă concentrați atenția asupra nimic altceva decât asupra acestei perspective. Vreau să vă întreb în dimineața aceasta. Doriți să fiți oameni ai Duhului Sfânt? Sfânta Scriptură spune limpede. Oameni cum? Duhovnicești. Neomaticoi. Oameni ai Duhului Sfânt. Nu oameni ai firii. Nu oameni ai pământului. Butoanele noastre de control nu sunt aici, a jos. Ele sunt sus, în mâna Duhului Sfânt. Vreau să vă întreb, dacă doriți o astfel de perspectivă, o astfel de viață, acum este timpul ferice dacă ești sărac în Duh. Ferice dacă dorești. Ferice dacă, dacă chiar nădăjduiești și te rogi pentru lucrul acesta. Ferice. Fericirea e la un pas de tine. Domnul Iisus Hristos este primul care vrea să-ți dea asta. Împărăția cerurilor nu este altceva decât această unire a noastră cu Domnul Isus Hristos, cu Duhul Sfânt. Vă aduceți aminte de ziua cinzecimii? Aș vrea să ne imaginăm lucrul ăsta. Stătuse de zece zile în camera de sus, vorbiseră despre nevoia lor de după Duhul Sfânt. Își dăduse seama că nu pot să facă nimic fără Duhul Sfânt își dădeau seama că îi așteaptă o lume întreagă care este impenetrabilă datorită culturii lumii, datorită bogăției lumii, datorită puterii lumii acestea, datorită, datorită comandamentului suprem care reușea să conducă această lume și care era Domnul puterii Văzduhului, făcând referire la Satan. Lumea era condusă de altcineva. Iar, Părunca lui Iisus Hristos se refera la faptul că lumea aceasta trebuie smulsă din mâna lui Satan și adusă în mâna răscumpărătorului ei. Și în fața, acestui, în fața acestei realități au stat neputincioși. Până în ziua în care s-a cutremurat locul și n-a fost important cutremurul. Au coborât foc din cer și n-a fost important focul din cer au vorbit în limbi și n-au fost importante limbile, ci a fost important un singur lucru. Coborâse Duhul Sfânt. N-a înțeles mai nimeni din cei din jur ce se întâmplă cu acești oameni. Erau obișnuiți cu lucrările, cu minunile și așa mai departe, dar n-au înțeles ce e asta și Petru tâlmăcește și spune, dragii mei, știți ce e asta? Este o mare sărbătoare. Ce sărbătoare! Spuneți-mi ce sărbătoare a fost. Petru le spune, acum, astăzi, se știe bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe Iisus Hristos, pe care voi l-ați răstignit. Se întâmplase ceva, dragii mei, era sărbătoarea lui Isus Hristos în Sanctuarul Ceresc. Și sărbătoarea lui Isus Hristos în Sanctuarul Ceresc trimitea daruri oamenilor, daruri uitate, daruri de mult, pierdute și promise. Mulțumesc. Darul Duhului Sfânt. Și-a coborât Duhul Sfânt la oameni și a început o nouă eră. Se începea altfel lumea. Nu știu, ar trebui să o înțelegem bine. Era un alt fel de început în sanctuarul ceresc, se adunaseră pe marea de cristal, se adunaseră de multe ori fi tuturor lumilor și civilizațiilor din cosmosul nostru existent. Se adunaseră acolo, citiți, Iov 1, Iov 2, fiul lui Dumnezeu a venit înaintea lui Dumnezeu, au de vorbă. Au analizat istoria pământului nostru, au vrut să vadă ce se întâmplă pe pământul nostru. Domnul Isus Hristos a stat de vorbă cu reprezentantul lumii noastre în persoana lui fostului Heruvim, Lucifer, care acum era Satan, și l-a întrebat: Uite, la o trecere în revistă a pământului, ai băgat de seamă pe Sfântul meu. Adică pe Iov l-ai băgat. L-ai văzut și Satan este confruntat cu Iov. Dar, dragii mei, acum, tot acolo, lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă. Nu știu dacă ați băgat de seamă, dar în Apocalipsă vorbește de o mare de cristal unde sunt tot ce răscumpărați ai mielului. Vă aduceți aminte? Vă aduceți aminte la sanctuar. Era vreun obiect asemănător cu marea de cristal? Mulțumesc! Marea de aramă. Marea de aramă în interiorul acelui edificiu al sanctuarului amintește, are un corespondent aici. Și dintr-o dată, dacă vreți, puteți să citiți Apocalips 4 cu 6 și veți vedea marea de aramă în fața tronului lui Dumnezeu. Și acolo, în acest anfiteatru imens, unde vor fi adunați mântuiții la sfârșit, acolo a fost prezentat Domnul Isus Hristos în acea zi a sărbătorii. Și a fost încoronat ca Domn și Mântuitor. Și din momentul acela, Domnul Isus Hristos, ca reprezentant al Pământului, Începe o nouă realitate în ceruri. El intervine și aduce în ceruri sângele său și din momentul acela sanctuarul începe să funcționeze. A fost marea zi de dedicare sau investire a sanctuarului. Când Domnul Isus Hristos a fost dedicat ca Hristos și Domn, el a fost dedicat în cadrul sanctuarului întreg. De acum încolo, întregul univers se concentra asupra unui singur lucru prin Isus Hristos, și anume slujirea sângelui de pe cruce. Sângele de pe cruce trebuia slujit în ceruri. Meritele acelei jerfe trebuia aduse în univers. Și universul întreg era extrem de atent asupra acestor fructe care începeau să apară datorită morții Domnului Isus Hristos. Roadele morții sale. Aceasta a fost momentul încoronării Domnului Isus. Și când El a fost încoronat, când sanctuarul a fost inițiat sau, eu știu, uns și a început slujirea în momentul acela. Pământul a intrat în economia mântuirii. Pământul începe să experimenteze mântuirea lui Isus Hristos. Și primul semn al mântuirii a fost coborârea Duhului Sfânt. Și Duhul Sfânt readuce, readuce planeta asta răzvrătită, ruptă de Dumnezeu, ruptă de Lumină o aduce înapoi și începe lumina să strălucească și începe harul să se reverse și încep oamenii să simtă că în sufletul lor golul se umple ferice de cei săraci în duh căci împărăția cerurilor este a lor în altă parte spune în ei. În ei. Ăsta este, ăsta este sensul fericirii, dragii mei. Nu există nicio altă fericire pe pământul ăsta. Nu există nicio altă perspectivă de bine pe pământul ăsta. Nu. Și așa începe. Ăsta este baza oricărui bine în lumea noastră. Și anume, fericire de cei ce sunt dependenți de Duhul Sfânt. Ferice de aceia care cer Duhul Sfânt, că ei vor avea împărăția cerurilor și apoi urmează imediat ferice de cei ce plâng. <laughs> nu știu dacă vedem legătura cu Duhul Sfânt în a doua fericire. Ferice de cei ce plâng din ce cauză? Din ce cauză? Ferice de cei ce plâng. Dragii mei, dacă mă uit după un plâns autentic, dacă mă uit după un plâns autentic, voi vedea plânsul ăsta autentic în momentul în care Petru îl trădează pe Domnul Isus Hristos. Când Domnul Isus Hristos se uită la el și Petru își dă seama de ce a făcut. Textul biblic spune a ieșit afară și a plâns cu amar acest element al plânsului cu amar diferențiază, iertați-mă, smiorcăitul lumii noastre de plânsul autentic al unui om care își dă seama ce înseamnă păcatul în viața lui. Și plânsul acesta duce la pocăință și nimeni nu va putea plânge decât dacă îl învață Duhul Sfânt. Sunteți de acord cu mine? Căci însuși Duhul mijlocește cu suspine negrăite. Nici unul dintre noi nu putem să plângem cu adevărat starea noastră rea, decât dacă Duhul Sfânt ne învață ce e asta. Altfel noi nu știm. Am folosit termenul smiorcăit. Cred că ăsta aparține naturii noastre. Noi cu plânsul manipulăm lucruri, cu plânsul vrem să primim iertare, cu plânsul vrem să facem una și alta, Nimic din lucrurile acestea nu aparține plânsului cu amar. Petru s-a dus afară și a plâns cu amar și a plâns iubirea pentru Mântuitorul lui. Atât de puternic a fost lucrul acesta, încât după o noapte de felul ăsta petrecută în Ghețemani, Petru se duce înapoi între ucenici. Și nu mi se spune că a avut loc sau ce au discutat acolo. Dar au stat 10 zile. După 10 zile, Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu ei în Galileea și spune ucenicilor, vezi, spuneți asta și lui Petru. Și se duce, se duce Petru în, în Galileea și se întâlnește cu Domnul Iisus Hristos. Era prima întâlnire după trădare. Ce trebuia să facă? Poftim? Se cea de iertare. Și mântuitorul se duce la el și spune, auzi, Petre, mă iubește? Niciun cuvânt de iertare, din ce cauză? Iertarea a avut să se loc. Nu există nicio certitudine mai puternică a iertării decât certitudinea pe care o primim prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este acela care va veni asupra ta și va aduce pace, dragoste, bucurie într-o ființă prea zbuciumată și prea goală ca ființa păcătosului. Și va veni Duhul Sfânt și va umple tot. Când se spune acolo, când spune fericirea, ferice de cei ce plâng, este fericirea pocăitului. Nu e vorba de nimic altceva. Nu e vorba să plângi după alte lucruri. Este vorba de acea pocăință pe care ai experimentat-o tu și cu mine, într-un mod autentic, nu vorbim de lucruri prefăcute. Vreau să te întreb, ai primit această bucurie? Am dat exemplul lui Petru. Vreți să vă aduceți de aminte de exemplul lui David? Pentru că și Vechiul Testament are tot atâta nevoie de Duhul Sfânt ca și Noul Testament. În Psalmul 32 cu, 32 cu 3, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, spune David. Cum plângea David? Nu plângea și el cu amar? Sigur, plângea cu amar. Am uh, luat un citat din Cugetări pe Muntele Fericirilor, pagina 11. <coughs> Niciodată n-a fost David mai scump inimii iubirii infinite ca atunci când plângea în felul ăsta. Niciodată n-a fost mai scump inimii iubirii infinite. Aș vrea, aș vrea să, să înțelegem lucrul acesta. Aș vrea să știm când suntem scumi, când suntem prețuiți de cer. Pentru că noi avem reflexe inverse. Spre exemplu, ai păcătuit? Ai păcătuit? Și în minutul următor plângi. Și plângi de frică cu groaza că Dumnezeu, potim, nu te iartă, e prea supărat pe mine, nici eu nu mă pot ierta. Cum să mă ierte Dumnezeu și așa mai departe. Și plângi cu amar. Și în momentul ăla, uiți că atunci ești cel mai scump Inimii Iubirii Infinite atunci te iubește cerul cel mai tare. Și tu crezi că atunci cerul te leapă de cel mai tare. Satan a încurcat lucrurile în așa fel încât în loc de pocăință să te pierzi. Când Dumnezeu vrea ca în loc să te pierzi, să te pocăiești. Vino la El. Vino la El. Ezechiel 9 cu 4 pune un semn pe fruntea celor care suspină și gem din pricina urăciunilor care sunt acolo. Dragii mei, un om pocăit cu adevărat nu se va putea acomoda niciodată cu ceea ce se întâmplă în lumea asta. Te vei simți întotdeauna străin, te vei simți întotdeauna neacasă, Lucrurile care se întâmplă în jur, la început, sunt promiță, promițătoare. Spuneți-mi de ce s-a despărțit Lot de Abraham. Din ce cauză? Pentru că i s-a părut câmpia foarte promițătoare. Și Sodoma i-a promis toate lucrurile. După o vreme, Lot își Chinuia sufletul acolo. Nu te poți. Nu te poți simți bine în Sodoma. Nu te poți simți bine fără Dumnezeu. Nu te poți. Este o luptă extraordinară. Vei plânge câtă vreme vei sta în Sodoma. Te vei bucura ori de câte ori vei lua hotărârea să pleci de acolo. Între bucurie și tragedie este doar un pas. Și pasul acela este când vei hotărâ să ieși. Ieși. Și vei avea toată bucuria cerului. Când plângi datorită încercărilor, aceeași carte, Cugetări pe Muntele Fericilor, spune că Dumnezeu îngăduie să vină încercări în viața ta și în viața mea. Și de fiecare dată când ai o încercare, să știi că Dumnezeu vrea ceva de la tine. Să știi că Dumnezeu nu te cercetează degeaba. Când ai probleme financiare, când ai probleme de sănătate, când ai un accident, când te simți trist, în orice tip de încercare, să știi că cerul îți atrage atenție. Asupra ceva. Și spune mai departe că în momentele acelea avem tendința să credem că Dumnezeu ne-a părăsit. Din nou. Aceeași problemă recurentă. Dumnezeu m-a părăsit. Gândul care apare aici este superb. L-am scris în cuvintele mele. Priviți-L pe Iisus Hristos în toate încercările voastre. Căutați-L pe Iisus în încercări. Nu, nu lăsați ca satan să vă blocheze. Nu lăsați să nu-L vedeți. Căutați-L. E acolo. Dați la o parte umbrele. În altă parte spune că El vrea ca umbra Lui urâtă să se interpună între noi și El. Dați la o parte umbrele ieșiți, căutați-L pe Iisus Hristos. Iisus Hristos e acolo. Priviți-L în încercările voastre. El vrea să vă dea fericirea Lui, pacea Lui. Încercarea nu este o fatalitate fără scop. Încercarea este o metodă cu scop pe care Iisus Hristos o are pentru tine. Nu fugi din încercare. Nu fugi de încercare. Nu Capota, nu cădea în încercare. Nu! Caută-l pe Isus Hristos în încercările vieții tale. Caută-l întotdeauna. Fericirea încheie spunând: Cei ce plâng vor fi mângâiați. Cine-i mângâietorul? Sigur, îl știm. Doamne, voi încheia cu textul din. Ioan, capitolul 16, text excepțional în legătură cu lucrarea mântuit, mângâietorului, versetul 7, 16 cu 7. Vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Care-i folosul? Comparați pe Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt, comparați-l. Și textul spune, fiți atenți că Duhul Sfânt e mai de folos. Nimic nu poate micșora valoarea Domnului Isus Hristos, fără discuție. Cu toate acestea, Domnul Isus Hristos spune, însuși, e mai de folos. Spuneți-mi, vă rog, de ce pierdem din vedere lucrarea Duhului Sfânt? De ce deseori nu ne concentrăm asupra lui când Domnul Isus Hristos spune: "Voi este mai eficient Duhul Sfânt decât am fost eu." Dar dacă mă duc eu, mânghietorul, mă Dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc vil voi trimite și Mântuitorul nu trimite daruri mai mici vă rog să observați, Mântuitorul trimite daruri din ce în ce mai mari uh, ultimul text se află tot aici la versetul 13 și când va veni Mântuitorul, Duhul Adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul el nu va vorbi de la el ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare de unde va vorbi? duhul de la Domnul Isus Hristos. Îl va aduce pe Domnul Isus Hristos la noi, ne va călăuzi în adevărul lui Isus Hristos, în cuvintele lui Isus Hristos. Ăsta este Duhul Sfânt. De ce nu? De ce nu suntem suficient de atenți? fugise de pe muntele Carmel. Era teamă. Ilie avea impresia că toată lucrarea lui fusese un dezastru. Dezamăgit, probabil ca și cei ce sunt săraci în duh sau ca și cei ce plâng. 40 de zile, a luat-o pe jos. Nici măcar nu s-a mai îngrijit să aibă ceva de mâncare la el. L-au hrănit corbii și a ajuns la muntele lui Dumnezeu. Și la muntele lui Dumnezeu? Dumnezeu a făcut să treacă pe dinaintea lui. Prima dată, un vânt puternic. A rupt, a sfârmat stângi. Și Ilie a zis, nu, nu, Doamne. Dacă noi am fi fost acolo, ce am fi zis? N-am fi strigat, Doamne! Și n-am fi zis, e sfârșitul! Și n-am fi zis, Dumnezeu e! Ilie a zis, Dumnezeu nu e aici. Cum a putut să zic așa? Apoi, zice că a venit un cutremur de pământ. Și când se întâmplă cu tremurile de pământ, se umplu bisericile. Și vin oamenii, grămadă. Și zic, Dumnezeu! Și i a zis, Domnul nu era nici acolo. Ce a urmat? Nu? Mai este până la susurul blând. A urmat un foc. Și trăznete au căzut și a fost teribil. Zona Palestinei și mai ales muntele Domnului era într-o zonă uscată. Nu știu dacă nu o fi pornit și un foc din ăsta de care ne este teamă nouă în California. Și când focul era întoi, Ilie a zis, Domnul nu era focul acela. Și apoi a venit un susur blând. Și Elia a ieșit afară. Era ceea ce căuta. Era rezonanța față de golul lui. Și a ieșit afară să nu mai fie gol. Era sărac cu duhul și a ieșit afară să nu mai fie sărac cu duhul. Plânsese și nu mai, venea să, nu mai vrea să plângă. Venise mângăietorul. Susurul blând. Vreau să vă întreb. De ce n-auzim susurul blând noi? Deci așteptăm cu tremure, foc, grindină, toate celelalte și nu așteptăm susurul blând. În dimineața asta, fac apel la dumneavoastră. Dacă voi este sufletul gol, ieșiți afară din peșteră să auziți susurul blând. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că ai adus fericire atât de aproape de noi. Îți mulțumim că ne-ai pus-o la dispoziție, Doamne. Îți mulțumim pentru că binecuvântările tale sunt partea de moștenire a poporului tău în aceste zile. Te rog frumos, vină, Doamne, în sufletul nostru cu Duhul Tău cel Sfânt. Fă, Doamne, ca dacă n-am simțit nevoia asta până acum, să o simțim în momentul acesta și să o simțim cu toată puterea noastră. Doamne, ne-ai dat arvuna Duhului, fă să tânjim după plinătatea Lui. Ne-ai chemat la pocăință, Doamne, ajută-ne să găsim neprihănirea Domnului Isus Hristos ca rezultat al pocăinței noastre. Dă-ne, Doamne, mângâierea Ta. Într-o vreme fără mângâietori. Într-o vreme în care este cu neputință să mai mângâi omul fără Duh Sfânt, chemăm prezența ta pentru ca mângâierea să abunde în sufletul nostru și în biserica ta și în lumea aceasta. Doamne, tămăduiește sufletele noastre întâi și fă să ajungem să înțelegem că ai pus la dispoziția unei omeniri întregi o tămăduire sfântă prin Duhul Sfânt pe care ni l-ai dat și l-ai pus la dispoziția noastră. Îți cerem, îți cerem, Doamne, te rugăm, te implorăm, cerem să vii la noi și să ne aduci fericirea Ta. Amin.